O femeie a fost înjunghiată mortal aseară de soțul ei în locuința lor din orașul Ilfovean Pantelimon. Atenție, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Crima a fost descoperită chiar de către copilul lor, minor, care a sunat la 112. Polițiștii l-au găsit în casă pe bărbat și l-au reținut. Mai bine de 2 ore au cercetat criminaliștii locuința pentru a strânge probe. Suspectul a fost dus la sediul poliției din Pantelimon, unde și-a explicat fapta. Minorul a ajuns în grija Direcției de Protecție a Copiilor, care va stabili cine se va ocupa de creșterea lui. Vecinii spun că nu-i cunosc prea bine și că familia se mutase de puțin timp în zonă. Vila se află într-un cartier nou construit, iar mulți dintre localnici abia s-au mutat.